Lei din Banat se pregătesc pentru primul derby timișorean din Liga Națională de Basket. Sala Constantin Jude va găzdui sâmbătă meciul dintre BC Timișoara și BC Timba. Alvioleții speră să profite de experiența superioară pe care o au în prima ligă și să câștige derbiul în fața urșilor. Antrenorul leilor, Sergean Iovanovici, ar vrea ca meciul cu Timba să fie ca derbiul Steaua Roșie Belgrad Partizan. Avem tot respectul pentru Timba și tratăm precum orice adversar din Eurochallenge. Ei au făcut o treabă bună până acum, au reprezentat cu cinste Timișoara și basketul de aici. Pentru noi fiecare meci e special, o provocare, o șansă să facem ceva mai bun. Vrem să tratăm jocul cât mai serios, să jucăm într-un mod care să ne permită să abordăm la victorie și jocul de la Giurgiu. Mai avem 3 meciuri în 8 zile, trebuie să avem continuitate pentru că moralul e bun. Am pierdut în Eurochallenge cu adversari mai buni și am făcut un meci bun la Mediaș. Important e să jucăm precum o echipă. După pauza de Crăciun avem timp să acordăm 2 zile de odihnă completă. Acum putem doar să ne recuperăm și să ne pregătim pentru următorul joc. Derbiul local Steaua Roșie Partizan se joacă cu 10.000 de oameni și cu mare tensiune. Mi-aș dori ca într-o zi BC Timișoara Timba să fie la fel. Cel mai bun jucător de la BC Timișoara, Zlatko Iovanovici, vede echipa sa favorită în meciul de sâmbătă. Nu putem spune că e un joc normal. E un derby local timișorean, dar cred că suntem echipa mai bună. Trebuie să jucăm mai bine din start. Suntem acum într-o formă mai bună. Noi ne vom pregăti ca pentru orice alt joc. Bineînțeles, respectăm Timba, deși nu e ca și Mediașul. În campionat, poate doar Dinamo e o echipă mai slabă. Restul au calitate. Derbiul timișorean dintre BC Timișoara și BC Timba va avea loc sâmbătă de la ora 18.